Sper că da, de-aia am și venit, pentru că deja am trecut prin niște perioade foarte grele după ce am avut accidentarea și sper că nu neapărat Golghete, să toată echipa să facem o treabă bună și la sfârșit să ne bucurăm cu toți, pentru că așa e la promovare, nu contează cine marchează, nu contează, cred că individualitățile nu și-au rostul când vrei să promovezi. Cred că toți au demonstrat ca echipă că poate să promoveze. Vezi parcursul pentru aia, având în vedere că va fi al patrulea an în care se dorește promovarea. Cred că o să fie un parcurs foarte bun, pentru că au creat aici un nucleu, sunt jucători care s-au maturizat, jucători care joacă de mult împreună și cred că anul acesta e rândul lor, adică rândul nostru să promovăm. Reușesc să te uiți la campionatul european? Da, cum să nu? Mi se pare foarte interesant, cum ați văzut și noastră. Nu e la fel cum erau cu suporterii înainte, dar totuși e peste așteptările noastre. După aproape 2 săptămâni de antrenamente, suntem în perioada cea mai grea, probabil au fost pentru ei cele mai urâte antrenamente, ca să spun așa. Și din punctul meu de vedere, totul este bine. Eu sunt mulțumit de cum se pregătesc, de atitudinea care o au, le spun de fiecare dată asta și sunt încrezător că vom reuși să facem treabă bună. Săptămâna viitoare începe cantonamentul, propriu-zis, te-ai hotărât asupra lotului? Lotul, băieți care i-ați văzut azi, din păcate, nu din păcate, începutul săptămânii o să ne lipsească, sunt câțiva jucători care o să lipsească pentru că susțin examen pentru bacalaureat, i-am încurajat să meargă să și-l dea, pentru că e important să-și termine și școala. În rest, ăștia care i-ați văzut azi, intrăm în cantonament cu ei, sperăm ca pe parcurs să mai apară și altceva, dacă apare, bineveniți, ne dorim jucătorii care vor veni să vină cu un plus, adică să fie peste ce avem la momentul ăsta. Dacă nu reușim asta, o să ne pregătim bine și mergem mai departe. Se spune că va veni Takayuki Seto, cel mai longeviv japonez în Se spune. Liga 1. Eu aștept să-l văd aici, eu nu pot să vă spun mai mult. E un jucător, personal mi-l doresc, dacă se reușește să-l aducă, e spre binele nostru. Da, știu că recent ai luat masa cu Răzvan Lucescu. Cum a fost reîntâlnirea? Ne mai văzusem cu ceva săptămâni în urmă, dar a fost într-un grup organizat-o de el. Acum, după ce am semnat, m-a sunat și m-a felicitat, mi-a urat baftă și a fost dorința mea să ne întâlnim. Aveam ceva probleme de discutat, nu neapărat de antrenorat, că ideea mea o am și e greu să mă mai schimb acum. Era vorba de vestiar, de atmosferă și lucrurile astea le-am discutat. Am primit câteva sfaturi bune de la el, o să țin cont de ele. Știi că are și casa aici, familie. Da, știu. N-ai vrea să te mai întreb de situația asta delicată cu faptul că nu puteți juca cu Stema N-aș vrea pe să comentez. De fiecare dată am spus-o și o să spun. Îmi doresc să fie unitate, să fim toți care să tragem la aceeași căruță, ca să zic așa. Și mi-aș dori la un moment dat să-i văd pe toți însemnând primărie, consiliul local, cei care dețin echipa la un loc și să facem lucruri bune pentru echipă și pentru Ploiești. Pe posturi ne poți spune ce ți-ai mai dori? Mi-aș dori câte unul bun în fiecare compartiment al echipei. Dar v-am spus, dacă putem să aducem unul care să fie peste ce avem noi la momentul ăsta, e binevenit. Dacă nu, mergem mai departe cu ce avem. Campionat.